Bună! Tocmai s-a lansat o campanie la Pharmacy, un cadou la o comandă de 200 de lei. Haideți să vă arăt unde găsiți cadourile. Am adăugat câteva produse în coș, astfel încât să fac peste 200 de lei. Haideți să vă arăt. La sfârșitul comenzii apare suma, da? Să avem peste 200 de lei. Dăm scroll în jos. Imediat sub produsele noastre apare secțiunea promoții și programe, dar acestea nu sunt cadourile, sunt niște recomandări de la farmacii, vedeți că au preț. Sunt niște produse care au o reducere suplimentară de 10% față de reducerea de consultant. Puteți să adăugați dacă vreți, dar ele sunt cu bani, nu sunt cadouri. Sub aceste produse avem cadou la 200 de lei. Ceară pentru sprâncene, bază pentru machiaj, spray fixativ, cafea, cu de cereale. Aceste produse se pot schimba de-a lungul zilei, nu știu dacă vor rămâne acestea până la sfârșit. Dacă vă doriți unul dintre aceste produse, trebuie să vă grăbiți cu comanda. Pentru a adăuga acest cadou în coș, apăsăm pe butonul portocaliu. Să zicem că vreau ceara, apăs pe butonul portocaliu și mi-l mută în partea de sus printre produsele mele aici. Apare cu 0 lei, deci este cadou. Apoi urmez pașii spre finalizarea comenzii, dau pasul următor. Și mare atenție, dacă scot ceva din comandă sau dau orice modificare fac la comandă, cadoul acesta va ieși și trebuie adăugat din nou. Deci înainte să finalizez comanda, trebuie să mă uit să-mi apară cadoul în comandă. Dacă aveți o comandă de 400 de lei, vă recomand să puneți două comenzi ca să puteți să adăugați cadou pe fiecare. Dacă puneți o singură comandă, o să aveți un singur cadou. Zi frumoasă vă doresc!